a început să mă doară picior. A trebuit să vină medicul, a trebuit să mă panseze, să-mi pună gheață, să mă lege, pentru că începea să mă doară din ce în ce mai tare. Îmi doaie piciorul. Te deranjează? Nu, vei, bagă. Era un nerv acolo pe care îl apăsam non-stop și am început să mă panichez, da? Dar am zis, bun, hai, trebuie să ne căutăm cazare. Te simți penibil să te lovești la limbo? Da, iartă-mă pe mine. A scăpat de tauri, a scăpat de rapela și o dă limbo. Te duce acasă și căpătând așa și la limbo. Ce-ai pățit, iubire? Limbo, Elenu. Deci nu călca ciudat, da? Calcă să nu te doară. Știu, dar nu mai îmi dau seama. Astea sunt femei sau hai la familia asta, vină pe... Eram într-un orășel și știm că în orășele e mai greu să găsești cazare. Am ajuns într-un parc, parcul plin de oameni, de copii, la distracție. Tineți un camerino? Nu. Nu? Una camă? Da, la mine. Nu. Ok, gracias. Gracias. Să te ai bine, nu? Da. Greu să găsești pe cineva într-un parc, să plece de la distracția copiii, să ducă pe tine acasă. Vrei să le întrebăm și pe fetele astea? Hai să le întrebăm și pe ele. Hai. Era foarte târziu, pusese toropeală toată ziua, cald, mult mers pe jos. Sunt din aerul salamentul Eloida de la Hente. Si, te-am să încontrat un lugar para dormir. Pero a tu casa. Ok. Gracias. 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 Și era clar vibe-ul nostru, era clar energia noastră, care nu mai transmitea. Ai, 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 ai. Dar nu vedem nicio casă, de fapt, până acum. Cu lumină, ceva înăuntru. Am ajuns în centrul orașului. Morți de foame, leșinați, paralizați, era plin. Nu știam unde o să ne găsim cazare, ce familie va fi și Cătălin zice, voi, hai să mâncăm ceva. Nu se întreba și pe oamenii ăștia. Da, o întrebă imediat, stați-a. Dos în carne. Experiența ne-a arătat că de multe ori, dacă ne bazăm pe cina de la familie, ne culcăm cu stomacul gol. Noi somos aquí con un reality show de România. Elevonos buscar un posto de a dormir para nos dos en esta noche. A la gente a casa popular. A la gente. No sé decir exactamente porque yo tampoco vivo aquí en Hacienda. Vivo en Santa Marta, ¿no? No, baby, ți-am dat handicap acum. Un om șchiop lângă tine. E foarte târziu și foarte multă gălăgie. Sunt motoare peste tot. Eu nu mai suport motoarele și scuterele și claxoanele. Dau claxoane în continuu. Nu înțeleg de ce. Mamă, dar e haos, jur. Este, mă stresează și pe mine. Claxoanele și toate alea mă aricesc. Ai, 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 ai. No, necesitamos un camerino. Pero si tú tienes, sí. En tu casa. No, no, solamente hay dos habitaciones. Ok, gracias. Gracias. Voiam să găsim un pat, doar un pat și atât, nu ne mai interesa nimic. Ne poate ajuta? Por favor? Nu mai puteam să mai convingem, eram deznădăjduită, eram obosită, eram până peste cap. Eu înțeleg ăștia, nu înțeleg ce spus oră prea repede. Înțeleg abia de oră. Nu înțeleg ce zic, mai fac și pe proștii. Nu și nu. Și la un moment dat am zis, nu, hai să ne odihnim un pic, hai să luăm o pauză. Nu funcționează. Îmi vine să dorm aici. Dar că n-am să fac duș. Adică eram în stare să dormim pe băncile alea, pe scaunele alea. Nu mai puteam. E mai greu, că e oraș mai mare ăsta. Ce e aici, mă? Ce? Ola! Am văzut un nene afară care mânca niște orezel, foarte mult cu ochelari, fără dinți, se uita la noi. Tienes un lugar de dormir? Si. No, nada. Solo una noche. Esto concurso es solo con la bondad de los gentes. Dacă vreți, eu am un depozit aici, puteți dormi. Da, am o canapea, vă dau cu drag. Esto es... Se puede poner como aquí, como quiera. Si se puede... Si, si, se puede poner aquí, cara cu cara. Aha. Tu tienes una... Baño, si, si, si. Era un pic chinuită treaba acolo, plus că era foarte cald, duș n-avea, era doar un furtun care să-ți pui niște apă în cap. Pueden andar y después volver. Si? Si? Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Estoy aquí solo 24 horas. Mergeți să mai căutăm un pic. Dacă nu găsim, vă supărați dacă venim înapoi la noastră. Nu, ce treabă să ai toată noaptea. Perfect, mulțumim frumos. Ce tare, moșulică. Foarte mișto. Hola, nosotros de România, con un TV show, un reality show, and na la noche debono buscar un partito, un lugar de a dormir para noi dos. În casă, în casă, moto și n-am găsit nimic. Es posible, da... Trovar aquí?
întrebare. Ai tu clasa? Ce se grava, mă? Gracias. Hasta luego. Am mers pe strada aia, în stânga, dreapta, am întrebat peste tot, refuzuri după refuzuri după refuzuri. Doar un pasnic de noapte, ce grație, senior. Hai. Ok. Grație, senior, hasta luego. Nu și nu și nu. Hai să o întrebăm, a? Ha. Hola. Una pregunta, por favor? Da, la... Hai la oameni. Uite și pe aia doi. ¿Sabes aquí un gente que tienes esto, que me puede ayudar? ¿O ustedes tienes una cuarta, una extra cuarta? No. Câți ați întrebat? Am întrebat. Și noi. Am găsit pe cineva. Și? Încercăm. Are canapele extensibile. Vreți să dormim împreună? Păi și de ce n-ați mers acolo? Ca să mai nu, e afară, e un magazin, măi. N-are geam, are doar geamuri și exact la stradă. Ne-am trecut cu Andrei la un moment dat, care căutau și ele de ceva timp și ziceau, băi, cam nasoală, nu prea găsim. Ați întrebat mulți oameni? Da, da. Bye. Baftă. Cred că am ajuns la finalul puterilor. Hai, mă întorc și picioarele, pulpele și de la joc, de la... Și mai vine să merg. Dăm o tură așa. Și mergem înapoi la nenea. Hai să dăm o... Doar atât, zis. Facem toată facem o piață. Piața asta exact, și da. Ne întoarcem exact la ea. Hola, senior, una pregunta, por favor. Nu te înțelegi, că... Hola, senior. Nosotros estamos desde Rumania, de Europa. E filmar un reality TV. Întrebăm pe un domn dacă poate să ne ajute. Zice, bă, eu nu pot, dar știu pe cineva care poate să vă ajute. Si? Pedro, si ești disponibile? E doamna Lina, e câteva străzi mai încolo, dar să vă scriu adresa. Ok. Senora Lina. Senora cum? Lina. Lina? Lina. Și unde e? Caie 17. Facem stânga, că parcă sunt mai multe case luminate pe aici, nu? Nu par lumini la geamuri. N-am prefer să joc 5 amulete una după alta decât să fac asta. Te cred, dar noi chiar n-avem ce să facem. Teoretic, asta e 12. Și noi trebuie să mergem la 17, nu? 17, da. Zigzag, uite așa mergeam, mă durea picior ce mai tare și nu s-a mai terminat drumul. Ce sugerezi? Mergem spre bătrânul ăla înapoi, că nu știu ce să fac. Uite aici o casă. Asta mi-e o casă? Cătălin zice, unde te duci, că nu e nimeni? Și lumina aprinsă, pentru că erau foarte puține case care mai aveau lumina aprinsă și mișcare cât de cât. Nos queremos trovar un lugar de a dormir por nos dos. Es solamente por nos dos e por esta noche, porque mañana aveam el concurso. Noi suntem de la emisiune, dacă se... am vrea și noi să dormim la voi, să o chem pe soția mea. Vreau noi ce se ne era. El, sper, el, mie. Da, cum să nu? Tai că mă să fac pat. Ok, muchas gracias, señora. Gracias. Iar omul calm așa. Nu te iubere. La noi e mare fiesta și da. Noi petrecem și... Și dă-i, hai cu bere. Si, si, si. Omul avea nevoie de tovarăși de băut, s-a bucurat așa de tare că l-a întâlnit pe Cătălin, zice, gata, toată noaptea stau la băut aici. Deci, mai încolo e caie 17? Uite, caie 12? Deci asta e 11, 12? Păi n-a venit, mă, de la caie 12, nu mai înțeleg nimic. Cum dacă vă mără toate mă mâncați și gura ta? Noi, mergând atât de mult, deja ne îndepărtasem de centru și am ajuns un fel de mahala ceva, da, un fel de zonă... Dubios. Oameni pe... dormeau pe jos, oameni beți... Câini peste tot, trau, ăsta era panicat. Nu mai el, lasă-l în pace. Nu îți dă niciun sentiment de siguranță, în primul rând. Da. Eram obosiți, era foarte târziu. Nu-i bine. Uite, omul ăla doarme bine în parc acolo. Aolo! Mergând noi așa supărate și deznădăjduite, cred că mai degrabă... Și se face foame. Și am intrat într-o cofetărie. Și până să ajungem la teșgheaua omului, am întrebat două fete. Necesitamos una cama para dormir esta noche, si ne puede ayudar, por favor. Y vas a ser solo para nosotros. Por favor. Fata parcă ne-ar fi primit, dar mama ne-a sugerat să mergem în cofetărie, că acolo e o doamnă care mai ajută. No? No. Gracias. 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 Ultimele puteri ne-am dus în cofetărie. Sí, sí. Gracias. Sí, gracias. Gracias.
Grazie. Așteptăm aici? Hai pe canapea aici. Ne-a pus să așteptăm puțin, pentru că ea avea treabă. Și într-un final a venit un domn. Amiga, eu consider un hombre quedarse a dormir? No, no. Bueno, mira, el amigo le puede colaborar. Hola. Hola. Apare prietenul patronului și zice, haideți că vă pot ajuta, eu am un apartament chiar aici și sunt singur și puteți să dormiți la mine. Pero solamente tengo un inconveniente, y es que no tengo aire acondicionado, no ningún problema. No, es, ah, ningún no problema. No es problema. Okay. Pero tienes un baño? Un baniu? Sí, perfect. Noi, de-a lungul timpului, n-am acceptat cazări unde erau bărbați singuri, pe motiv de securitate. Esa, el patron este o amigă. Sí. 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 Aha. Singura logică pe care am mai găsit-o în toată situația aia nebună a fost, zic, mă, dacă ăsta e angajat aici, totodată prieten al patronului, eu mă gândesc că trebuie să fie safe. Perfecto. Ce? Sí. Dacă ajungem, dacă ajungem acolo... Și e închis, o să râd. Și e închis. O să râd și eu. Sau rezice, a, nu. A, nu. Și la un moment dat, după ce am întrebat și niște oameni, am ajuns la supermarketul care trebuia. Surtimax. Uite. Unde, mă? E închis. No. Surtimax. No. Caut-o pe doamna... Închis. A mers mult. Comprar pe dracu să ne ia. Nu mai stop. Noapte era hai înapoi. Era hai înapoi la ziu. Pe aici, parcă, nu? Dreapta? Da, da, pe aici. Hai. Nos dos, mañana, aveam una proba con el carnaval. Aveam estos fotos, pero yo voy probar contigo si tu conoce. Tu conoce este personaje? Dacă tot am găsit cazarea, zic, hai să facem proba cum ne-a spus Irina, să vorbim și cu gazda. Maria Bonito. Es lei? Sí, de aquí, Carnaval de Barranquilla. Es una historia con esta... Carnaval de Barranquilla, de Barranquilla. Sí, pero es una historia con este personaje, con esto. Sí. ¿Qué es la historia? Maria Bonito era una mujer que siempre andaba muy bien... Muy hermosa. Sí, pintada su cara. Sí. Y con sus moñitos, se los decoraba, todo era decorado. Hai să verificăm acum ce am scris pe stradă. Esto? Sono los personajes? Marimonda. 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 Ok. Ah, perfecto. Un poquito eso, ordenea. Sí, no te preocupa. Ne-a dus la băiat, era un apartament mare, pentru că era foarte mare dezordine. Ah, super. Și acum ce facem? Întrebăm dacă ai un cerceaf. Sí. Sí. Tienes toallas? Dezordine însemnând chiloți aruncați, folosiți și aruncați peste tot. Le putem schimbar eso? Sí, claro. ¿Tienes uno más, por favor? Una que, una... ¿Esto? Sí. Ok, perfecto. Ce mai contează? Da, mă, nu-i... Adică eu zic că nu-i rău. Că a plecat, măi. Aia zic că e 24 de ore aici. Am ajuns acolo la Moșulic, era închis luminile, era închis tot. Senor! Ne-am întors! Porfa! Nu cred, nu cred. Asta e exact vorba zicală, când alegi pe doi iepuri, exact. Nu prizi niciunul, știi? A, uite! E? Yeah? Exact ca ultim copchi de ea, zic că regret așa că au plecat de acasă, era, rog, dați-le o șansă, primiți-le înapoi, e frumos la dumneavoastră. Deci pe interior legate două lacrimi, îmi pare fabulos. Le-a desfăcut 15.000 de lanțuri de ușă. Am mai dat acolo. Hola, senor! Hola, senor, muchas gracias! Okay. Pedro, entrar? Si? Haideți, bă, înăutru, bă, copții. Ne-am pus jos, mulțumim frumos. Ne-am fost atât de drag de el când ne-a primit. Este mai dificil la asta ora de... de trovar, de... Oh, perfecto, mucha, de... Ah, si. Pune și ăla. Ai, si, senor. E usted? ¿Qué es tu trabajo, señor? En este momento trabajo con helados cremelados, chococonos, bocatos... ¿Dulces? Sí, no, helado. Ah, helado, exacto. Helado, puro helado. Sí. Tengo la distribuidora. Omul se ocupa cu vândutul înghețatei. Avea foarte multe cărucioare din astea, înghețată prin tot. Și ne-a spus că mâine, orașul... de fapt, dar mâine începea Sfânta Carmen. Siempre es fiesta aquí en Colombia. O sea, aquí en este pueblo, en la costa, sí, todo el año celebramos santos. Virgen, la Virgen de Santa Marta, la Virgen de Carmen, San Juan. Făceam vreo trei beri de căciulă,
A zis, gata, hai să mergem la culcare, că mâine avem o zi foarte lungă și voi la fel. Gracias. Prendo yo, lo prendo yo. ¿Cómo se llama este personaje? Bueno, este es un festival de la Batalla de Flores, Barranquilla. Batalla de Flores. Batalla de Flores. Puneți la fiecare din ele ce e, noi notăm pe hârtie. Da. Fiecare personaj ce înseamnă din carnaval. Este la banda la Marimonda. La banda de Marimonda. De la Marimonda. Marimonda. El traje conmemorado de la reina del carnaval de Barranquilla. Sí, como... Elemento, pues. Sí, pero ¿cómo se llama? Reina. Esa es la reina, ¿sabes lo que es Gina? ¿Cómo? Este es un disfraz. ¿Un disfraz? Un disfraz, el hombre sin cabeza, ¿ya lo entiendes? Hombre sin cabeza, hombre, sí. Hombre sin... La comparsa del rey Mon. El grupo de rey Mon. Este es en Batalla de Flores. Batalla de Flores. Por Batalla de Flores. Salen estas comparsas por todas las calles bailando, ¿ya me entiendes? Sí. Esto es en Barranquilla. Avem acolo avem aer condiționat și numai asta. Avem și cum se numește ligea asta? Avem un ventilator. O saltea pe podea. Un ventilator și un aer condiționat. Ce poți să-ți dorești mai mult? Ce bine. Mă bag la șlăpi. Mă bag la culcare. Cu toate astea am căzut amândoi. Lați. Pune și pe ăsta deasupra. Nu, pe ăla ne învelim. Ne învelim? O spun ceva pe mine. Să mă iertă Dumnezeu. Vă rog frumos. Oh, God. Ne învelim, da? Tienes una esposa? Claro. Sí. ¿Niños? Yo también, sí. ¿Cuánto niños? Cinco hijos. ¿Sí? ¿Cinco hijos? Es muy afortunado. Cinco hijos, uno con cada mujer. ¿Uno con...? Con cada mujer. ¿Con cinco mujeres? Cinco mujeres. ¿Cinco mujeres? Ce râde! Ce vagabond! Era un sucubăț de ăsta. Depozitul de mobilă era al lui, nu-l avea de foarte mult timp. Dormea acolo pentru că se temea să nu-l spargă. El comida es muy buena. Muy buena. Sí, me gusta mucho. Te orez. Da, te orez. Am mâncat și foarte bun. În sfârșit nu mai era dulce mâncare, era sărat, era cum trebuie. Ne culcăm? Hai. La ora dormir. Ne-am zis mulțumim frumos, săruna pentru masă, săruna de informații, hai la somn că nu mai putem. Hai, eram rupți. Oare asta înseamnă să fii bărbat care locuiește singur? De clar că omul ăsta are nevoie de o femeie. Oare adică trebuie să... noi suntem conștiente de asta, el o fi? Trebuie să ne fie milă de el, că chiar are nevoie de o femeie și... Săracu. Ne-am scuzat frumos că suntem foarte obosite, lucru care era și adevărat. N-avem chef de socializare și ne-am culcat. Vă pupăm. Noapte bună. Zici tu noapte bună. Noapte bună. Hai să afli mai multe despre Aventura America Express. Poți să urmărești podcastito Express, care e o producție exclusivă Antena Play. Dar trebuie să te abonezi. Da, da, da. Dar e bine să te abonezi. Vamos a bailar, vamos a bailar.